ziua și bine ați venit! Doamnelor și domnilor, onorat auditoriu, România sărbătorește astăzi 26 iunie, ziua Drapelului Național. În tezaurul virtual al patrimoniului fiecărui națiuni se află elemente cu o puternică încărcătură simbolică și emoțională care, în momente esențiale, unesc poporul. Precum istoria ne-a demonstrat de-a lungul timpului, de regulă, această misiune onorantă îi revine drapelului. Sub faldurile acestuia se regăsesc faptele de vitejie ale generațiilor care se succed. Așa se face că, de mai bine de un secol și jumătate, în întreaga lume, copiii români sunt învățați, încă de la vârste fragede, semnificația steagului și a culorilor de pe acesta. Închei scurta prezentarea semnificației acestui moment prin a da citire cuvintelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a făcut cea mai frumoasă descriere a drapelului românesc. Steagul e România, acest pământ binecuvântat al patriei, tropit cu sângele străbunilor noștri și îmbelșugat cu sudorile muncitorului. Steagul este simbolul devotamentului, credinței, ordinii și disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul e totodată trecutul, prezentul și viitorul țării, întreaga istorie a României. Doamnelor și domnilor, la această ceremonie militară și religioasă participă în alt preasfințitul Părinte Varsanufie, arhiepiscop al Râmnicului, domnul Mircea Cutău, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, președinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul Tiberiu Costea, prefect al județului Vâlcea și organizator al acestui eveniment, domnul colonel inginer Cristian Gabriel Arinton, comandant al garnizoanei Râmnicu Vâlcea. De asemenea, îl avem astăzi alături de noi și pe domnul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Nichita Adrian Oroș. De asemenea, participă la această sărbătoare parlamentare ai județului Vâlcea, reprezentanții administrației publice centrale și locale, conducători ai instituțiilor sociale, culturale și economice din județ, reprezentanții Asociației Naționale Culturi Eroilor Regina Maria, comandanții unităților militare din garnizoană, cadre militare în activitate, ofițeri și subofițeri în rezervă și retragere, reprezentanței Bisericii Ortodoxe Române, precum și mass media locală. În deschiderea ceremoniei are loc festivitatea de primire a drapelului național al României. Doamnă, râs, al drapel, pentru onor înainte, așteptat, oricum! Are loc festivitatea de sfințire a drapelului și salutul acestuia de către oficialii pești.